Succesul pro-europenilor în alegerile din Republica Moldova a fost primit cu entuziasm de oficialii români. Președintele Traian Băsescu a declarat că speră ca modernizarea țării vecine și apropierea de Uniunea Europeană să fie accelerate. Premierul Victor Ponta a anunțat că vestea primită de peste Prut a fost cea mai bună pe care o putea aștepta la București. Și președintele nou ales al României, Klaus Iohannis, a comentat rezultatele alegerilor de duminică. Potrivit lui Iohannis, electoratul moldovean își dorește un guvern reformist, decis să continue efortul de modernizare în sens european al Republicii Moldova. De asemenea, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a felicitat țara noastră pentru alegerile parlamentare desfășurate în conformitate cu standardele europene. Potrivit sursei, cetățenii moldoveni și-au făcut alegerea și toată lumea trebuie să o respecte. În același timp, Uniunea Europeană așteaptă cu nerăbdare formarea rapidă a unui guvern atot cuprinzător și responsabil în Moldova, precum și a unei opoziții constructive. Într-o declarație de presă comună, instituțiile europene menționează că UE este gata să-și continuă cooperarea strânsă cu Republica Moldova pe drumul ei către o mai mare transparență pentru statul de drept și pentru o economie de piață mai puternică. La fel, UE rămâne angajată să conlucreze cu viitorul guvern în vederea unei reglementări pașnice a conflictului transnistrean, având la bază suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și un statut special pentru Transnistria, mai anunță structurile europene.